În primul rând, eu cred că este important că el a fost scos din zona aceea de 500 de hectare dintre Ploiești și Brejoi, în care vânătorii spuneau că începe să se obișnuiască și fiind o zonă și cu apă și cu zarzăre și cu diverse alte surse de hrană, el ar fi putut să-și facă habitatul acolo și să începem să ne obișnuim cu el. Cazul a ieșit din zona aceea și operațiunea a fost anevoiasă în acea zonă. Din nefericire, doar într-o seară a atins un cartier locuit, e vorba de cartierul Bereasca, dar în permanență echipele de forțelor de ordine și echipa cu doctorul care avea misiunea să tranquilizeze și cu personalul tehnic de la JTBS care putea să intervină în, doamne ferește, situații mai grave, au fost imediat în urma lui la distanță de 2-3 minute. A fost reușită izolarea lui într-un perimetru, tot așa, cu vegetație, din cartierul Bereasca, ulterior fiind scos către câmp, către râul Tereajul. Practic, asta este prima măsură cerută de lege, alungarea lui. Am procedat în așa manieră încât nimeni să nu aibă de suferit. Nimeni nu a avut de suferit și adevărat că singurul inconvenient este acesta al alertării populației și în toiul nopții, dar mai bine să prevenim decât se întâmplă cine știe ce. Nu este un urs un ursuleț, este un urs tânăr, aproximativ 150 de kilograme acum, deci încolțit și hăituit și dacă se acționa asupra lui cu metode un pic exaltate, el putea deveni un pericol pentru populația din România.